O femeie de 32 de ani din satul Bistricioara, comuna Ceahlău, a suferit arsuri de gradul 1 pe față și pe mâini după ce a avut nefasta inspirație să toarne benzină în sobă pentru a prinde focul. A reușit să aprindă focul, dar din nefericire acesta a cuprins întreaga cameră. Pompierii de la Garda 2 Poiana Teiului au intervenit la stingerea incendiului. Au ars obiecte de mobilier, aparate electrocasnice și articole vestimentare. Femeia a primit îngrijiri medicale de la pompieri.